Se apropie sezonul concediilor și multe doamne iau cu asalt sălile de fitness sau saloanele de modelare corporală, care sunt cele mai eficiente tratamente și exerciții pentru a putea fi în formă pe plajă. Aflați acum! Florina abia așteaptă vacanța de vară, așa că, pentru a fi în formă pe plajă, a apelat la un personal trainer care să o ajute. Totul începe cu un regim alimentar strict și multă mișcare. Ce fel de exerciții faci la un antrenament? Păi, de exemplu, astăzi o să facem câteva exerciții de picioare și un pic de abdomen. Genoflexiune, o să facă 4 serii, câte 20 de repetări. Este un exercițiu de bază care lucrează toată musculatura piciorului, inclusiv fesele. Antrenamentele cât mai dese la sală dau rezultate, însă dacă vreți să slăbiți în timp record, ar trebui să faceți cel puțin o oră de mișcare pe zi și să urmați o dietă bazată pe fructe și legume. Mișcarea este foarte importantă, 3-4 ori pe săptămână, antrenamente cu greutăți, cardio, 30 de minute antrenament cu greutăți intens și 30 de minute cardio. Femeile care nu sunt mulțumite de rezultatele dietelor și antrenamentelor de fitness mai au o șansă la salonul de înfrumusețare. Există o multitudine de tratamente.